Tragedie cumplită pentru o familie. Doi părinți au rămas fără singurul lor copil după ce o educatoare le-a ucis fetița de 11 luni. Copila a murit otrăvită după ce educatoarea a stropit-o, iar apoi a pus-o să înghită o soluție toxică pe bază de sodă caustică folosită pentru desfundarea țevilor. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Conform știri de Cluj.ro, singura vină a micuței Lisa, care mâine ar fi împlinit un an de viață, a fost că plângea prea mult, iar educatoarea nu a mai suportat să o audă. În urmă cu o săptămână, miercuri dimineața, puțin după ora 8, la o creșă au ajuns mai multe ambulanțe și echipaje de pompieri, iar în clădire se aflau doar ele două. Micuța Lisa, deja inconștientă după ce ingerase produsul caustic, și educatoarea Miriam, în vârstă de 27 de ani. Salvatorii și-au dat seama imediat că starea copilului era una gravă, așa că au transportat-o de urgență la un spital. Din păcate însă, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor de a o salva, fetița de niciun anișor a murit. Imediat, procurorii francezi au început investigațiile. Era practic imposibil să fi făcut totul singură, astfel că anchetatorii au eliminat aproape imediat ipoteza unei morți accidentale, notează sursa citată. Mărturisirea făcută de educatoare câteva zile mai târziu avea să confirme grozăvia. Tânăra în vârstă de doar 27 de ani, exasperată de plânsul fetiței, mai întâi a stropit-o, iar apoi a obligat gata să ingereze un produs caustic. Potrivit presei franceze, este vorba despre un detergent lichid pe bază de sodă caustică folosit pentru desfundarea și dezinfectarea țevilor. Fetița plângea, a vrut să o liniștească, dar nu a putut. A luat primul lucru pe care l-a găsit și a făcut un gest cu consecințe foarte grave. A încercat să explice Filip, avocatul educatoarei, pe care a descris-o drept o femeie fragilă care a făcut recent un avort, iar iubitul ei este în închisoare. Mâine, micuța Lisa ar fi sărbătorit împlinirea primului ei an de viață, relatează știri de Cluj.ro.